Bună seara, bine v-am găsit, dragi argeșeni. Probabil că mă țineți minte, sunt Mihai Răzvan Ungureanu. Am fost primul ministru al României între februarie și mai 2012. De data aceasta vin către dumneavoastră cu un partid pe care am onoarea să-l conduc. E vorba de Partidul Forța Civică, un partid tânăr, un partid nou, alcătuit din oameni de calitate, din oameni tineri. Marea majoritate dintre ei nici nu au făcut vreodată politică. Sunt oameni care au cariere consolidate în spate, oameni serioși, cinstiți, care au învățat să muncească și care știu foarte bine câte sacrificii trebuie făcute pentru ca România să apuce drumul bun. Drumul bun nu este întotdeauna drept, de cele mai multe ori e dificil, e întortocheat, pentru a conduce țara către limanul pe care îl dorim cu toții, este nevoie, în primul rând, de cetățeni serioși și responsabili. Cetățenii serioși și responsabili sunt cei care ne pot reprezenta mai departe la Bruxelles, în Parlamentul European, dacă votul dumneavoastră le alocă încrederea de care este nevoie. Pentru aceasta, evident, profităm de fiecare ocazie pentru a veni înspre dumneavoastră cu oamenii pe care îi susțin și pe care ar trebui să îi susținem cu toții. Nu mai dorim clasă politică veche. Nu-i mai vrem la Bruxelles, acolo unde se fac legile Uniunii Europene, România fiind țară membră, pe cei care, după câtva timp de stat sau de muncit la Bruxelles, ajung pe seama propriilor fapte să se aglomereze pe treptele tribunalelor și apoi să intre în închisoare. Vrem să fim reprezentați la Bruxelles de oameni demni, de oameni care să ne facă pe toți să ne simțim mândri de țara noastră. Vrem să fim reprezentați la Bruxelles de oameni care sunt buni profesioniști, cum spuneam, și care de asemenea vor ști cum să apere interesele noastre naționale în concertul celor 28 de națiuni membre ale Uniunii Europene. Suntem, din păcate, Forța Civică, singurul partid din România care a făcut publice criteriile de intrare pe lista de candidați la alegerile europarlamentare. Candidații noștri sunt oameni care nu au avut niciodată probleme cu justiția, nu au fost niciodată urmăriți penal, mai mult decât atât. Nu au colaborat cu securitatea ca poliție politică și nici măcar nu au fost membri ai Partidului Comunist. Sunt oameni care știu, cel puțin, o limbă străină. Sunt oameni care nu au nimic de ascuns și care sunt pregătiți să dea seamă de implicarea lor politică unei întregi națiuni, circumscripția lor fiind România. Aș mai spune că, într-o mare majoritate, sunt oamenii care au împărțit România între bine și rău, construind binele și dând la o parte răul. Sunt cei cărora le spunem cu un cuvânt care strânește zâmbet, de creței. Sunt românii născuți între 1966 și 1972, reprezintă generația cea mai numeroasă din România postbelică, generația cu cele mai multe vârfuri profesionale, cu cele mai multe cariere frumoase, dar din păcate și generația care are cel mai mare număr de emigranți și peste 20 de ani, generația cu cel mai mare număr de pensionari. Pentru noi, cei care suntem astăzi în viața activă a țării și care ne-am implicat, 2014 reprezintă al 12-lea ceas. Este momentul încercării noastre de a schimba o clasă politică epuizată, consumată, care nu mai are soluții, cu oamenii care reprezintă națiunea tânără și care încearcă, pe seama cunoștințelor proprii, pe seama biografiilor proprii, pe seama carierelor pe care le au, să arate că România este o țară europeană, cu adevărat, că este o țară care merită un loc frumos sub soare. Lângă mine astăzi se află unul dintre eurocandidații noștri. Este vorba de doamna avocat Mihaela Olaru, care este născută în Oltenia, în frumoasele plaiuri ale drăgășanilor, și care și-a construit o excepțională carieră și de barou, și de tribunal, și de pledant, și de om al societății civile, de membru activ al organizațiilor non-guvernamentale, la București, în capitala României. A venit alături de noi, mânată de același gând care ne unește pe toți.
Vrem să fim împreună pentru a schimba România în bine. Într-un bine real, nepromițând altceva decât muncă, efort, îndârjire, dar la capătul acestui efort, aflându-se țara pe care o vrem. Eu am să rog pe doamna avocat să se prezinte în fața dumneavoastră și vă îndemn să gândiți întâlnirea cu doamna avocat ca fiind o întâlnire cu toată lista noastră de eurocandidați. Mihaela. Bună seara, mă numesc Mihaela Olaru, sunt avocat în Baroul București, profesez de aproximativ 15 ani și de asemenea sunt și președinta Asociației Viața Fără Violență. De-a lungul anilor, este adevărat, așa este, m-am implicat în proiecte sociale prin prisma profesiei, lucrând direct cu oamenii. Lucrând direct cu oamenii, le-am cunoscut problemele sociale, lucru care m-a motivat și m-a determinat ca în 2012 să înființez Asociația Viața Fără Violență. Această asociație vizează victimele violenței în familie și de asemenea m-am raportat și la un proiect foarte bine pus la punct și mă refer la un proiect pilot, Viața Fără Violență, care vizează combaterea violenței în școli. Vreau să vă spun că acest proiect vizează implementarea educației juridice în școli. Îmi doresc foarte mult să se și concretizeze, pentru că, printre altele, ce este important să știți, sunt mama unei fetițe de 18 ani și a unei fetițe de 10 ani. Fata cea mare, care întâmplător anul acesta va da bacalaureatul și m-a motivat foarte mult prin mesajele ei direct proporționate cu școala și viața socială în care și ea se implică, să lupt pentru educația și siguranța tinerilor noștri. Mă interesează foarte mult ca tinerii noștri să rămână în țară, să rămână în țară și să nu plece peste hotare, pentru că, zic eu, este bine să rămână și să ducă mai departe, aș putea spune, domnule președinte, proiectele noastre, cele pentru care noi luptăm și ne vom zbate și îmi doresc foarte mult să și reușim. Aș vrea să vă spun că atunci când am intrat în Partidul Forța Civică și acum, îmi doresc foarte mult o schimbare. Cred că în 2014, și mă refer acum, în data de 25 mai și mai târziu, în toamnă, la prezidențiale, este portița deschisă ca această clasă politică să se schimbe, să intervină o schimbare în România. Cred că este ocazia, aș putea să spun, poate sunt dură să spun unică, dar raportându-mă la ce se întâmplă astăzi în viața politică, cred că aș putea să spun ca cetățenii noștri, oamenii care ne văd astăzi, ne privesc, să facă tot posibilul să-și responsabilizeze votul, pentru că este foarte important să știe atunci când merge în cabina de vot ce votează și pentru ce votează. Pentru că nu de puține ori, și dumneavoastră știți foarte bine, oamenii, cetățenii acestei țări se duc la vot, dar de multe ori pun ștampila ori la întâmplare, ori de dragul unor promisiuni care, din păcate, nu s-au concretizat în ultimii 20 de ani. Și sunt mândră că fac parte din această echipă, și mă refer la echipa Partidului Forța Civică. Sunt încântată că îl susțin pe domnul Răzvan Mihai Ungureanu, o persoană deosebită, un om deosebit, un politician excepțional. Și în momentul în care mă raportez la responsabilizarea votului, mă gândesc la viitorul nostru al tuturor. Și atunci, domnule președinte, ce mi-aș putea dori mai mult decât eu, colegii noștri, candidați, care au proiecte în spate, proiecte comune, să transmită un mesaj esențial, un mesaj concret cetățenilor acestei țări și să îi motivăm ca pe data de 25 mai să știe ce votează, să știe că e necesar, este nevoie să intervină o schimbare în România, pentru că altfel ne vom complace în acea situație de peste 20 de ani, cum spun de fiecare dată, și cu siguranță nu se va întâmpla nimic bun pentru noi toți. Și mai ales pentru tinerii acestei țări. Îmi doresc mult să se concretizeze proiectele noastre, pentru că toți candidații, toți colegii mei au proiecte concrete. Cred
Și dumneavoastră a spus foarte bine, suntem primul partid din România, în premieră, unde calitatea fiecărui candidat a fost scoasă în evidență, pregătirea profesională, ceea ce este cel mai important, pentru că acolo, în Parlamentul European, trebuie să ducă persoane bine pregătite, care să lupte pentru români și pentru România, ceea ce este esențial. De altfel, lista noastră de europarlamentari nu este în niciun fel neobișnuită din punctul nostru de vedere. Lista de europarlamentari pentru noi înseamnă oameni care, în medie, au vârstă de 40-41 de ani, o treime dintre candidații noștri sunt doamne și domnișoare, toți au studii superioare, de la medici, la avocați, de la jurnaliști, la profesori de liceu, sunt toți oameni care au studiat sau au muncit, sau și studiat, au și lucrat în Occident, nu au plecat în străinătate doar pentru a face cumpărături. Toți, dar absolut toți, într-o voce, au renunțat la confort și au venit către un partid nou pentru a pune umărul la schimbarea în binea României. Ce le cerem europarlamentarilor noștri? În primul rând trebuie să fie conștienți că sunt aleși de o întreagă națiune, ceea ce îi face responsabil față de problemele tuturor cetățenilor români, oriunde s-ar afla ei, între fruntariile țării sau în afara României, în spațiul Uniunii Europene. Un europarlamentar, și aceasta este înțelegerea noastră a tuturor celor care se găsesc pe lista Forței Civice, petrece 3-4 zile la Bruxelles sau la Strasbourg, unde este sediul Parlamentului European, dar următoarele zile le petrece în România. Și este firesc să le regăsim la Curtea de Argeș sau la Pitești, sau în Dâmbovița, sau în Gorj, sau în Arad, sau în Iași, sau în București, acolo unde problemele românilor pot căpăta o rezolvare europeană. Sunt foarte multe lucruri pe care europarlamentarii, pe seama greutății politice, pe seama responsabilității europene pe care o au, pot să le facă. Cu o singură condiție însă, să se implice, în așa fel încât să fie vizibil peste tot, în toată țara, de ei fiind nevoie, mai mult decât de parlamentarii care sunt aleși pe colegii în Parlamentul Național. Și trebuie să fie limpede pentru toți, Parlamentul European legiferează deasupra parlamentelor naționale. Ceea ce se hotărăște în Parlamentul European, de cele mai multe ori, devine obligatoriu pentru Parlamentul Național, iar legile, dispozițiile, deciziile Parlamentului European, de foarte multe ori, devin obligatorii în aplicare pentru fiecare cetățean al Europei. Mai este ceva. Un europarlamentar, în clipa în care se confruntă cu aceeași problemă, în mai multe locuri din țară, poate el însuși avea inițiativă legislativă. Tot ceea ce îi trebuie este susținere din partea unei majorități de europarlamentari. Aceasta este una dintre fețele activității europene pe care candidații astăzi, viitorii europarlamentari, mâine, vor trebui să le ia în considerare. Mai sunt încă niște lucruri însă. Un europarlamentar are dreptul să circule în toată Uniunea Europeană, având împreună cu el mandatul politic al prezenței sale în Parlamentul European. Ceea ce înseamnă că un europarlamentar, și acesta este cazul candidaților noștri, se va putea duce în comunitățile de români din Spania sau din Italia sau chiar în taberele de refugiați romi din Franța sau în Marea Britanie pentru a vedea care sunt problemele conaționalilor noștri, cum pot fi ele rezolvate, în felul acesta luptând împotriva discriminării de orice fel. Românii nu sunt cetățeni de mâna a doua în Uniunea Europeană, dar pentru a combate discriminarea și pentru a nu exista diferențe între noi și cetățenii celorlalte state europene, pentru aceasta trebuie acțiune politică. Iar acțiunea politică înseamnă succes în europarlamentare. Al treilea motiv pentru care vă îndemn să votați lista Forței Civice, să nu uităm poziția 11 pe buletinul de vot. Europarlamentarii de cele mai multe ori nu dau seamă acasă, în România, de ceea ce fac la Bruxelles și la Strasbourg. Hotărârea noastră este ca în fiecare lună europarlamentarul Forței Civice
să vină înapoi în România și în mod public să relateze ceea ce a lucrat pe durata a 30 de zile în Parlamentul European, traducând activitatea sa europeană în necesitatea cetățeanului român, în ceea ce rezonează, are înțeles, înseamnă ceva în beneficiul cetățeanului român. O altă idee pe care colegii mei o au, e adevărat, de dată nouă, dar cu multă implicație politică, este ca, pe măsură ce votul va dovedi nevoia politică de a avea forța civică în joc, europarlamentarii români ai forței civice să-și asume inclusiv cetățenia Republicii Moldova, reprezentând astfel Republica Moldova în Parlamentul European pe seama cetățeniei românești. În felul acesta facem un pas în plus, cu mult curaj și cu multă determinare, în a apropia Republica Moldova, partea răzlețită a națiunii române, de țara mamă. Și cred că aici suntem cu toții într-o voce. Nu veți întâlni așa ceva în nicio altă hotărâre de partid, așa cum până acum se vădește în România. În fine, europarlamentarii Forței Civice sunt oameni care, având experiență europeană, știind ce înseamnă Bruxelles, știind ce înseamnă Strasbourg, consimt ca de fiecare dată când dau seamă de acțiunile lor politice în România, să poată aduce la Bruxelles cât mai mulți oameni tineri pe care, în durate scurte, o săptămână, două, să-i poată școli, să-i poată antrena pentru viitoarele funcțiuni pe care le-ar putea acestea ocupa în Parlamentul European. Fiecare europarlamentar are dreptul de a aduce la Bruxelles, de două ori, de trei ori pe an, un număr oarecare de oameni tineri, cărora Parlamentul le plătește deplasarea, cazarea, și care se școlesc, învață ce înseamnă instituțiile europene, în așa fel încât interesul față de Uniunea Europeană să fie mai clar și mai bine precizat. Aceasta o vor face europarlamentarii noștri. Problema responsabilității europarlamentarilor poate fi înțeleasă și altfel. Un europarlamentar are un salariu de 6.000-7.000 de euro și încă o sumă de care beneficiază pentru acoperirea cheltuielilor sale tehnice. Biroul de europarlamentar, personalul de ajutor, consilierii. În banii pe care europarlamentarul îi folosește, se regăsesc și banii națiunii române. Este adevărat, un europarlamentar este plătit și de cetățeanul german, și de cetățeanul britanic, și de cel francez, și de cel italian, dar și de cel român. România plătește o cotizație anuală la Uniunea Europeană de aproape 1,1 miliarde euro. Din acești bani, care se strâng din taxele și impozitele noastre, deci și din banii dumneavoastră și din banii noștri, se regăsesc sumele care se adaugă la buzunarul comun al Uniunii Europene și deci și la plata europarlamentarilor. E normal ca un europarlamentar să dea atunci seamă de ceea ce face acolo, iar responsabilitatea sa să fie recunoscută și să aibă valoare acasă. Altfel, salariul e plătit degeaba. În fine, ne pregătim pentru un cu totul alt parlament al Uniunii Europene. Nu mai sunt vremurile bune de altă dată. Foarte aproape de noi, cel mai mare stat vecin, Ucraina, este cuprins de un război civil, în urma agresiunii Federației Ruse asupra Ucrainei și în urma alipirii Crimeei la Federația Rusă. Nimic nu mai este sigur în Est, de când Federația Rusă a făcut pași către declanșarea unui adevărat război în centrul Europei. Nemai fiind nimic sigur, nici granițe, nici siguranța oamenilor, nici certitudinea de viitor pentru comunitățile europene, Parlamentul Uniunii Europene va trebui să rezolve sau să găsească soluții temporare măcar acestor situații și să explice cum se va putea raporta la Moscova, la Kiev sau la Washington. Nu este deloc simplu. Uniunea Europeană a pierdut foarte mult timp. Noi nu avem încă o politică europeană comună, externă. Nu avem o politică comună de securitate și de apărare.
ceea ce ne face foarte vulnerabili. Uniunea Europeană nu este atât de integrată pe cât ne-am dorit să fie. E în continuare o asociere de 28 de state și nu un corp politic unic. Parlamentul European, în viitoarea sa compoziție, va fi obligat să rezolve această chestiune. În fine, în viitorul Parlament European își vor găsi loc reprezentanții partidelor de extrem. Cei care doresc desființarea Uniunii Europene, cei care sunt xenofobi și care, între altele, n-ar fi dorit nici ca România sau Bulgaria să fie membre ale Uniunii Europene. Vor fi număr mare, poate o pătrime, poate o cincime din totalul membrilor Parlamentului European. Sunt aceiași care au aplaudat agresiunea Federației Ruse asupra Ucrainei. Coloana 5 a Federației Ruse în Parlamentul European va fi constituită din acești aleși care vor desființarea Uniunii Europene. Iar pentru noi, Uniunea Europeană este temeiul păcii, al consistenței economice și al viitorului nostru prosper. Noi nu putem aduce în Parlamentul European decât europeni convinși și hotărâți să apere Uniunea Europeană. Și aceasta vă pot spune eu în calitate de semnatar al tratatului de aderare. Când am semnat pentru ca România să devină țară membră a Uniunii Europene, am simțit că răzbun o istorie grea, istoria generațiilor care au fost înaintea noastră, a celor care au murit în război, care au fost în lagăre, care au fost în închisori, care au fost lichidați de regime autoritare, trimiși la moarte sau pur și simplu aruncați în periferia societății. În același timp am conștiința că semnând pentru intrarea României în Uniunea Europeană am asigurat copiilor noștri, ai dumneavoastră, ai doamnei avocat Olaru, copilului meu, viitorul la care au dreptul și în care se vor simți cu adevărat demni și români. Ei bine, pentru toate aceste lucruri avem de ce lupta. Iar lupta înseamnă, în 25 mai, un vot. Pentru că votul schimbă totul în bine. În cazul în care acesta este aplicat, cum se cuvine, ștampilând poziția 11 din buletinul de vot și dând încredere unui partid nou, care nu a mai fost la putere, care este alcătuit din cetățenii români responsabili și care vor să schimbe, cum vă spuneam, România în bine. Am omis să vă spun încă de la început, domnule președinte, și noastră știți asta, am 41 de ani și datorită faptului că mai devreme ați descris niște lucruri certe cu privire la procedura Parlamentului European și ați atras atenției cetățenilor, oamenilor care se uită astăzi la noi, că noi, parlamentarii, europarlamentarii, suntem trimiși acolo pe banii tuturor cetățenilor României și ai țărilor membre ale Uniunii Europene. Un motiv în plus, cred că sunteți prima persoană care a descris concret ce presupune procedura Parlamentului European. Un motiv în plus ca oamenii care se uită acum la noi să înțeleagă și să nu mai pună votul întâmplător, să-și responsabilizeze votul, pentru că în funcție de ceea ce ei vor vota în data de 25 mai, va fi bine sau nu pentru viitorul lor și al copiilor lor, al copiilor noștri. Și atunci, ce poate fi mai bine decât să înțeleagă odată pentru totdeauna că a venit momentul schimbării, că avem nevoie de oameni noi, că avem nevoie de persoane care sunt bine pregătite profesional, care știu pentru ce sunt trimiși în Parlamentul European, care au proiecte în spate și care, în momentul în care se întorc în România și care merg pe teren, exact cum spuneați, se confruntă cu problemele oamenilor, culeg informațiile care conduc în mod evident la problemele pe care le au, să meargă în Parlamentul European, să le supună dezbaterilor de acolo și să se întoarcă în România, este adevărat, știm procedura care este, cu anumite recomandări, cu anumite probleme care ar viza fiecare sistem, indiferent că este educațional, că este justiție, că este sănătate și așa mai departe. Deci avem nevoie de lucruri certe. Până acum nu ne-am confruntat cu lucruri clare.
Dacă îmi permiteți, am fost invitată cu ceva timp în urmă la o dezbatere viza biroul de informare al Parlamentului European în România, unde au fost invitate foarte multe ONG-uri. Eu, în calitate de președinte, așa cum spuneam, Asociației Viața Fără Violență, am participat și eu. Tema era violența în familie. Fiind avocat de profesie, confruntându-mă de-a lungul anilor în instanță cu probleme sociale și mai ales din domeniul familiei, normal că am fost printre puținele persoane care nu au putut fi înșelată de persoanele care au participat la acea conferință. Și nu dau nume, dar au fost europarlamentari. În momentul în care oamenii din sală, persoane recomandate, au pus întrebări directe, ce ați făcut în Parlamentul European pentru legislația, pentru protecția, pentru siguranța victimelor violenței în familie, au răspuns evaziv. Au înșelat poate câteva persoane care erau în sală, în schimb pe mine nu, nu m-au înșelat. Au acoperit în modul acela foarte evaziv pe care îl cunoașteți, trecând superficial cu privire la tema supusă dezbaterii și uite așa, n-au rezolvat nimic. Și atunci, când am decis să intru în Forța Civică, și asta s-a întâmplat acum câteva luni de zile, știți asta, am mers pe principiul acela că sunt una din persoanele recomandate care luptă în primul rând pentru siguranța, aș putea să spune, și pentru binele tuturor. Deci sunt avocat de profesie, da? Am mai spus asta. Poate cei care se uită la noi cred că merg acolo pentru a, nu știu, îmbunătăți starea materială și așa mai departe. Nu. Nu este așa. Nu se știe dacă eu voi ajunge acolo sau nu, dar știu că prin tot ceea ce fac eu, prin tot ceea ce fac colegii mei și echipa pe care o avem în spate, membrii Forței Civice, contribuie în mod efectiv la ridicarea valorii Partidului Forța Civică. Contribuie în mod efectiv la identificarea Partidului Forța Civică cu persoana Mihai Răzvan Ungureanu. Persoana Mihai Răzvan Ungureanu, care dumneavoastră sunteți, mă rog, una dintre persoanele recomandate și îmi doresc foarte mult să ajungeți președintele României, pentru că se pot schimba foarte multe lucruri bune în această țară. Și nu o spun doar eu, am fost cu dumneavoastră pe stradă în această campanie, am văzut și am trăit fizic tot ceea ce s-a întâmplat. Știți foarte bine, oamenii v-au întâmpinat, v-au spus problemele. Se observă în zbor, în aer, scuzați-mă, acea schimbarea, flutură în aer. Oamenii își doresc o schimbare, asta e important. Mi-a tras atenția și cred că nu o să uit niciodată când trei tineri erau așezați pe un gărduleț și când i-ați întrebat dumneavoastră ce vârstă au, unul dintre ei a precizat care vârstă de 18 ani și în momentul acela le-ați întrebat și de vot și dacă merge la vot. În momentul în care am observat răspunsul pe care vi l-a dat, m-a motivat cu atât mai mult să lupt întru totul, prin puterea mea pe care o am, să conștientizez tinerii, să se trezească la realitate și să facă în așa fel încât tot ceea ce vor face, că va fi pe 25 mai, că va fi în toamnă, că va fi în viitorul vieții lor, nu știu, să-și responsabilizeze votul. Este foarte important. Deci dacă noi, adulții, nu atragem atenția copiilor noștri, încă de mici fiind, nu-i trezim la realitate. Viața este așa cum este, destul de grea în momentul de față. Dar dacă noi părinții, adulții, da, în general, profesorii, cadrele didactice la școală, îi conștientizează, îi responsabilizează, le dă, vorbeați mai devreme, trec de la una la alta, de un lucru foarte important care mi-a tras atenția și care mi-aș dori să se și întâmple. Tineri din România să meargă în Parlamentul European, să vadă concret ce se întâmplă acolo și să își asume acea responsabilitate ca în momentul în care se întorc în România, la rândul lor, să disemineze acea informație pe care o iau de acolo și în rândul tinerilor să facă acea, eu știu, nu aș putea, campanie cred că e un termen dur, să responsabilizeze și alți tineri de vârsta lor și uite așa, se mai diminuează într-un fel sau altul
viața asta grea în care ne, știu, ne găsim astăzi și conștientizează pe alții să fie buni și să se implice în proiectele sociale. Să ajute. Societatea se schimbe. Se vorbește puțin despre Parlamentul European, este adevărat. De cele mai multe ori, Parlamentul European este un subiect odată la 5 ani de zile. Din păcate, și aici, marea problemă ține de clasa politică românească. Din păcate, spun pentru că deciziile pe care Parlamentul European le ia au implicare directă în viața de zi cu zi a fiecărui cetățean din Europa. Puțin dintre noi știu că inclusiv prețul utilităților, prețul gazului, al curentului electric, depinde inclusiv de decizii luate în Parlamentul European. Puțin dintre noi știu că foarte multe reglementări, foarte multe norme, de la construcție până la agricultură, de la industrie până la cultură, sunt norme ale Parlamentului European cu aplicare directă în viața socială a fiecărui stat membru. Altfel spus, nu putem să ne permitem luxul de a trimite în Parlamentul European oameni care nu înțeleg ce înseamnă viața comunităților, care nu înțeleg dorințele și așteptările propriilor cetățeni, care nu au luat niciodată pulsul țării și care nu sunt, de asemenea, sensibili la durerile conaționalilor. În Parlamentul European se discută problema Schengen. Intrarea noastră în spațiul Schengen este o miză strategică. Europarlamentari convingători, care au argumente și care știu ce înseamnă integrarea continuă în Uniunea Europeană, ar putea să aducă exact beneficiul de care este nevoie, ajutându-ne să intrăm în spațiul Schengen și ne lăsând Europa să funcționeze în două viteze. O viteză accelerată a statelor mari și o viteză redusă a statelor mici, noi membre ale Uniunii Europene. Ne dorim, și o spunea și doamna avocat, o spun mulți dintre noi, ca proprii copii să poată studia în România, iar dacă ies în străinătate, în Uniunea Europeană, diplomele lor să fie recunoscute peste tot, în așa fel încât să aibă o șansă la viață decentă, pe seama locului de muncă pe care l-ar obține. Nu este încă aproape deloc, rare excepții, cazul ca situația aceasta recunoscută ca discriminatorie să fi fost rezolvată. Europarlamentarii însă o pot rezolva. Ne interesează ca fermierii să aibă bani, ca subvențiile acordate fermierilor să crească. Tot decizii ale Parlamentului European sunt în cazul acesta importante. Ne interesează ca banii pentru cercetare, cercetarea științifică, dar și cercetarea industrială, să poată genera locuri de muncă pentru tinerii noștri care au o altă specializare. Tot Parlamentul European le poate rezolva. Ne interesează ca oamenii pe care îi știm bolnavi și care nu se pot trata în spitalele din România să aibă drept la asistență medicală în străinătate, pe banii Uniunii Europene. Și acest lucru se poate rezolva prin intermediul Parlamentului European. Iată doar câteva aspecte ale importanței pe care europarlamentarul o are și iată, de asemenea, aspecte ale mandatului pe care un europarlamentar trebuie să-l împlinească. Nu este deloc simplu. Responsabilitatea, accentuez, europarlamentarului este într-adevăr mare, dar și pe măsura puterii sale trebuie să o justifice. Iată că alegerile din 25 mai, în felul acesta, devin nemăsurat de importante. Și este trist să vezi că mulți dintre noi, neînțelegând sau fiind complet dezinteresați de ceea ce se întâmplă în afara granițelor României, tratează alegerile europarlamentare ca un episod oarecare de duminică. Alegerile europarlamentare califică în același timp partide. Pe seama faptului că vine puțină lume la vot, majoritatea partidelor își vor mobiliza propriile structuri și propriul electorat. Ceea ce noi nu facem
este să adresăm chemarea către vot doar celor care ne-au votat odată. Iar aceasta nu s-a mai întâmplat până acum decât de puține ori. Chemarea noastră este către cei care nu au mai votat până acum la alegerile europarlamentare și care înțeleg să dea șanse de existență și de reușită unui partid tânăr care crește în pofida legilor politice de astăzi. A legii partidelor politice, a legii electorale, legislație care avantajează exclusiv partidele mari. Șansa pe care o puteți da Partidului Forța Civică este chiar șansa pe care o acordați viitorului dumneavoastră. Nu veți vedea în Partidul Forța Civică oameni care să-și ascundă trecutul. Nu veți vedea Partidul Forța Civică în situația de a-și ascunde rădăcinile. Pentru că rădăcinile noastre se află chiar între dumneavoastră. Mai mult de atât, fiind un partid tânăr care participă la toate competițiile electorale și care înțelege ca pe 25 mai de asemenea să ceară vot și pentru candidații noștri aflați în alte poziții care sunt aruncate în bătălia politică, de la cele de parlamentar român, senator sau deputat, până la cele de ales local, de la președinți de consilii județene, la primari și consilieri locali, ne dăm în felul acesta măsura capacității noastre de a rezista în pofida obiceiurilor pe care clasa politică de astăzi le are. Ignoranță, de multe ori furt, lipsă de responsabilitate și, din păcate, incompetență administrativă. Venim cu o ofertă pe care nimeni dintre oamenii care cred în România și în destinul ei nu ar putea să o refuze. Și anume aceea de a avea într-adevăr o viață mai bună, care să nu fie doar vorbă, să fie în primul rând faptă. Mulți dintre colegii noștri de pe lista de europarlamentare sunt oameni tineri, adulți tineri, care au familie și care știu foarte bine că efortul pe care îl fac acum se adresează mai puțin lor, cât în primul rând copiilor lor. Pentru că nimeni nu vrea să mai facă parte dintr-o generație de sacrificiu, aceasta este lupta, aceasta este până la urmă și justificarea noastră. Și motivația fiecărui candidat. Ceea ce ați făcut dumneavoastră astăzi seară în această emisiune, din punctul meu de vedere, cred eu că atrage un semnal de alarmă. Și prin ceea ce ați transmis, mesajul pe care l-ați transmis acum, cred că se vor duce pe 25 mai la vot mult mai mobilizați, mult mai motivați și cu gândul că tot ceea ce vor vota va fi în beneficiul societății și a vieții mai bune din România. Că dacă nu va fi așa, atunci ne va fi din ce în ce mai rău. Din păcate, asta se va întâmpla. Vorbesc în calitate și de mamă, îmi doresc foarte mult ca fetele mele să crească și să știe în momentul în care merg la școală că sunt în siguranță. Îmi doresc să nu mai există violență. Îmi doresc foarte mult să existe un sistem medical bine pus la punct. Îmi doresc foarte mult ca învățământul în România să aibă o altă valoare. Cu regret spun asta, dar trebuie spus. Sunt atâtea lucruri importante încât aș putea să atrag atenția și la justiție. Îmi doresc foarte mult ca justiția să fie independentă și atunci, de ce să nu fie timpul să schimbăm ceva în România? Atunci, de ce părinții noștri, bunicii noștri, care se uită acum la noi, nu s-ar gândi de 10 ori înainte, este momentul să analizeze ce s-a întâmplat în cei 25 de ani până acum bun, ce persoane au fost puse și scoase în față în toate partidele politice, ce au făcut aceste persoane pentru România, dacă vor merge pe aceeași linie și vor vota doar de dragul că cineva mi-a dat ceva cândva, de dragul că pe el îl cunosc și, mă rog, poate îmi va fi mai bine, nu este în regulă. Trebuie să ne trezim la realitate. Cred că acesta e mesajul, să ne trezim la realitate. Este foarte important ca votul dumneavoastră să meargă către un partid cum este Forța Civică. Un vot către alte partide care au mai fost pe la putere
și care n-au reușit să facă prea mare lucru în beneficiul românilor, este un vot pierdut. Votul pierdut, din păcate, nu folosește la nimic. Un vot câștigat este un vot dat pentru un câștigător care s-a angajat în maratonul politic și dorește ca România să fie puternică, poate mâine, poate poimâine, dar pe seama muncii și a îndârjirii noastre în proiectul Forța Civică. Credem că votul dumneavoastră este votul dat viitorului. Până la urmă, toți ceilalți aparțin trecutului, iar de trecut ne putem despărți într-o singură duminică, dând votul Partidului Forța Civică, listei Partidului Forța Civică și căutând poziția 11 pe buletinul de vot, pentru a fi, în felul acesta, mulțumiți cu garanția că viitorul va fi cum îl vrem. Mai este ceva. Competiția europarlamentarelor este aceeași în toată Europa. Și fiecare partid din Europa, mai ales acolo unde oamenii politici știu ce miză enormă au aceste alegeri, se străduiesc să-i aducă proprii cetățeni în dreptul urnelor. Este important să votezi. Pentru cei care au 18 ani, este important să vină la vot, fiindcă votul acesta îi aduce și pe ei în Europa, mai ales că Europa este șansa vieților. Pentru cei care sunt în vârsta noastră, adulți, deja trecuți prin viață, cu experiențele frumoase ale familiilor proaspăt întemeiate și cu nemaipomenita bucurie de a avea copii. Nouă, acest vot ne dă posibilitatea ca viața de după perioada activă, când vom fi la pensie, să avem respectul care ni se cuvine din partea tuturor. Celor care sunt într-o vârstă avansată și care au părul alb, lor Uniunea Europeană le dă îngrijirea de care au nevoie. Și totodată lor le dă pacea pe care o merită după atâția ani de viață muncită. Până la urmă, votul pentru europarlamentare și votul pentru Partidul Forța Civică este votul pentru viitorul nostru european. Și cred, de asemenea, că acest vot este un vot pe care îl dăm în numele copiilor noștri și al nostru. Este votul viitorului nostru bun. De asemenea, cred că un asemenea vot ar trebui să însemne și pentru dumneavoastră un vot dat lui Mihai Răzvan Ungureanu. Și faceți în așa fel încât, în clipa în care sunteți în dreptul urnei și aveți posibilitatea să vă gândiți la ce înseamnă ceva nou, ceva neatins de rău, ceva care să merite investiția de încredere, să căutați poziția 11 pe buletinul de vot. Forța Civică reprezintă și viitorul dumneavoastră, vă așteptăm pe toți alături de noi, din orice colț al țării ați fi, argeșeni, dâmbovițeni, oameni puternici și care știu că o viață bună se clădește pe seama unei decizii. Decizia de a vota Forța Civică. Nu uitați, poziția 11 pe buletinul de vot. Vă așteptăm duminică alături de noi. Puternici, curați și europeni. Și avem nevoie de încredere și susținere, ceea ce este cel mai important. Pentru că noi nu am venit cu promisiuni, ceea ce este cel mai important. Dacă oamenii, cetățenii, cei care acestei țări, cei care ne văd astăzi seară, apreciază tot ceea ce, valoarea cuvintelor noastre și faptul că nu am venit în fața lor doar de dragul de a vorbi, doar de dragul de a ne expune situația noastră în care ne găsim astăzi ca partid și cred în niște valori, niște oameni, candidați la europarlamentare și vor o schimbare, atunci avem nevoie de încrederea și de susținerea lor. Asta cred că e cel mai important. Și cu siguranță pe 25 mai să voteze, așa cum spunea și noastră, numărul 11 pe buletinul de vot.